Andreiuța, gospodina. Hei, s-au ars! Da, cum deși nu vreau copilările mele! A, dar e bine. Tu viață, fama, să trai. Hei, dragilor, bine v-am găsit la un nou vlog. Ce faceți voi? Bine, sănătoși, voioși? Nu sunt într-o pădurice, sunt în bucătărie cu aceste sacoșe pline de cumpărături, dragilor. Ce parfum, ce mireasmă, ce minunăție. M-am gândit că dacă tot stăm acasă, să devin o adevărată bucătăreasă. Chiar rimează. Și în bucătărie, cum v-am spus data trecută, nu intri oricum, trebuie să te și gătești, să te machete, de curășuresc, ca să respecti bucătăria, că doar faci lucruri bune pentru stomace. Așadar, dragilor, tocmai am fost la cumpărături. Am venit cu aceste sacoșe minunate de la Mega Image. Să știți că am fost deghizată și m-am dus conform cerințelor și specificațiilor aparturi, combinezon, cu măscuță, sunt bine, mersi. Și am venit cu aceste sacoșe de la Pelerinaj, acolo fac cumpărăturile împreună cu mama. Vreau să gătesc astăzi, să fac niște lucruri excepționale, să fac legume la cuptor și salam de biscuiți. Începem și noi cu lucruri mai simple, adică o să facem și rasol și mai știu eu ce mai facem, dă-ți la rugare, dar acum începem cu legumițe la cuptor. În această perioadă, dragilor, perioadă foarte grea pentru noi cu COVID-19, prietenii noștri la Mega Image au luat tot felul de măsuri ca să nu existe diferențe foarte mari între prețul de producător și prețul pe care vă găsiți la raft. Și eu sunt foarte mulțumită de prețurile pe care ei le au și de aceea eu și cu mama ne facem cumpărăturile la Mega. Deci, dragilor, avem și legume, și fructișoare, și cărniță. Azi nu fac cu cărniță. Și avem și biscuiți, eu văd biscuiți, pentru că am de biscuit. Acum trebuie să mă apuc să le spăl și să mă apuc să toc. Ca asta face o bucătăreasă adevărată, toacă și la cap, toacă și legumele. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Și vreau să fac o salată pentru mami, pentru că sileta subțire, cu salată se ține. Și avem aici foi de salată, ceapă verde, proaspătă, castraveciori, ceapă roșie, ridic, roșii, un pic de spanac, un pic de mărar. Bineînțeles, ierburi și ulei de măsline și să trecem la treabă. Lăsând gluma la o parte, dragilor, este foarte important pentru mine să știu proveniența produselor, să știu că sunt proaspete, să știu că nu sunt tratate cu tot felul de chimicale. Încerc să folosesc cât posibil fructele și legumele de sezon. Sănătatea este pe primul plan și am foarte mare grijă cu ceea ce gătesc și ce produse folosesc și mai ales când fac mâncare pentru cele mici, pentru Ela și Clărița. Îmi place foarte tare că Mega are acest program de 7 ani prin care încurajează producătorii locali, program prin care beneficiem atât noi pentru că obținem fructe și legume proaspete de sezon la un preț foarte bun, dar beneficiază și fermierii noștri și încurajează producția locală. Și putem să ne bucurăm de fructe și legume proaspete, netratate, cu tot felul de chimicale. Glumim, râdem noi, dar mă preocupă foarte tare ceea ce mâncăm. Cred că mă transform cu adevărat într-o gospodină desăvârșită. Roșioare proaspete și bune! Și acum să trecem la ridichi! Și ceapă! Multă ceapă, mi-e place cu multă ceapă, să nu spuneți la nimeni. Și dacă e și caramelizată, vai, este o nebunie. Scrieți în comentarii dacă vă place ceapa roșie, caramelizată. Este foarte important pentru mine, dragilor, să vă amuz, să râdeți, să vă simțiți bine când vă uitați la vlogurile mele. De aceea și încerc să fac tot felul de glumițe și să am așa o atitudine zgomotoasă ca voi să vă simțiți bine și să uitați de probleme. Nu uitați să dați subscribe. Punem și spanacul puțin pătrunjel și îmi place spanacul. Gata salata, dragilor, ia să vedem, să o amestecăm. Fai de mine. Ia priviți. Super proaspătă. Punem ulei de măsline, extra virgin, aceto balsamic, punem puțină sare, piper, puțin piper, puțin cam mult, am pus puțin cam mult,
Lumne ierburi. Da, bogăție, bogăție. Aici sunt. Nu știu ce, dar sunt niște ierburi bune de la mama mea. Nu știu, dar miroase bine, alte ierburi, câte ierburi cât cuprinde. Super salată pentru mami. Mami, papa, salată și după aia salată biscuiți. Bucătărea să scrie pe mine. Salată, poftă bună. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Ce face mami? Ce face mami? Bucătăreață. Nu? Eu sunt bucătăreasă. Tu ești bucătăreasă? Da. Da. Să mă am două bucătărese, vrei? Da. Și astăzi facem legume la cuptor pentru tine, special face mami, pentru că nouă ne plac legumele foarte mult și sunt hrănitoare și au vitamine, da? Și apoi știi ce facem? Uite, cu biscuiți ăștia. Uite, biscuiți așa. Facem salam de biscuiți. Mai ții minte că am mai făcut atunci și mai facem și acum. Mai ții minte? Da. Da. Și, dragilor, deci, după ce l-am spălat, acum ne apucăm de tocat. Vorbesc mai rin astăzi. Avem vânăta, zucchini, ardei, ce ardei este? Castravete! Castravete! Ce ardei este? Asta este ardei gras și asta este ardei... Las cuțit! De capia, știu! De capia! Și cepuță, bineînțeles, da? Și roșioare și praz, ne-am arimiliardat. Și avem aici ierburi aromatice. Aici ierburi aromatice, rozmarin și ulei de măsline. Și ne apucăm să le tocăm, dragilor. Păi ce pui asta aici? Ce să pun? Asta? Poftim. Una ție, una mie. Și ne apucăm să le tocăm. Continuăm, le tocăm, le tocăm. Să fie bogăție, să fie plină această tăviță. Na, că sunt cea mai tare gospodină. Na, sunt gospodină Ela. Sunt? E mami gospodină? Doar eu. Doar tu ești gospodină, cea mai tare gospodină, așa-i? Da. Și mami e un pic? Un pic? Nu, ești doar eu. Bine, tu ești gospodină. Iubita. Așadar, dragilor, Andreiuța, gospodina, roșioarele! Așadar, dragilor, legumele sunt tăiate, acum trebuie să le asezonăm. Turnăm uleiul de măsline, bam, 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 bam. Ierburi aromatice, bam, bam, rozmarinul, bam, 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 așa, punem rozmarin. Sare? Sare, iubita mea, sare, punem sare, da. Mie îmi place sarea. Nu îți place sarea, nu? Cum e sarea, așa, după gust? După ochi, tot este după ochi, aici e bucătărie, după cum știți. Și acum le amestecăm cu mâinile. Ai, ce bine arată. Cu legumă. Uite, iubita, legume. Abia aștept să le mâncăm. Abia aștept. Așadar, dragilor, legumele sunt gata, le băgăm la cuptor. La cuptorul preîncălzit, la 200 de grade, timp de o oră, da? Îți face salam de biscuiți. Și acum să trecem la salam de biscuiți. Vedeți, da? Sunt o școlăriță, ca așa, se stă în, o prințesică și o școlăriță, da? Ne apucăm de salam de biscuiți? Da! Ne apucăm să frământăm biscuiții? Da! Da! Hai! Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Prințesa mea, suntem pregătiți? Da! Facem salam de biscuiți! Măi, astea sunt tărime! Și desfacem biscuiții și frământăm, da? Da! În spate avem pe mama, yeah, aplauz pentru mama, pentru că de la mama am învățat, încă învăț, această rețetă minunată de salam de biscuit, prăjitura copilăriei noastre, a mea, copilăriei voastre, nu? Sunt convins să scrieți în comentarii cât dintre voi iubiți salamul de biscuit. Și mai departe, din generație în generație, transmitem această rețetă și șefeluța, șefeluța, da! Șefeluța la treabă! Să trecem la treabă! Îmi place, Luța, când ne înțelegem, adică treaba-i treabă, nu glumim. Îmi place de tine. Deci fii atent ce trebuie să facem. Trebuie să-i luăm și să îi formițăm. Uite așa, bam, 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 bam. Bam, 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 uite, îi formițăm, bam, bam. Nu prea mici, pentru ca să îi simțim în momentul în care punem crema peste ei. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ce avem, mame? Avem laptele. Facem crema din cu lapte, cu cacao, cu unt, punem safide, rom și iubire mai punem. Și multe pasiune. Așadar, amestecăm lăpticul
mai mult după ori? Toată cacao o punem, toată cacao. Mâine? Asta da, dragilor, compoziția este gata, am așteptat 7-8 minute să se întărească, unt, cu lăptic, cu stafide, cu cacao, cu rom și acum o turnăm aici, peste biscuiții frământați de șefeluța. Păi ce tare mi-e și compoziția, da! Trebuie și nuca, toată nuca așa. Cred că am putea un biscuit. Nimic, nu nimic, nu există nicio situație din care eu să nu ies cu fruntea sus. Deci am pus mulți biscuiți, că mi-e așa, îmi place cu mulți biscuiți. Știu că unele dintre voi îl faceți așa mai multă cremă, eu am mai mulți biscuiți. Nu contează! Mergem mai departe! Dragi mici, scrieți în comentarii cum faceți voi salamul de biscuiți pentru copilaci. Gata salamul de biscuiți! Și acum să scoatem legumele de la cuptor! S-au ars! S-au ars sau nu s-au ars? Chiar arată bine! Mai rumenit așa! Nu-i nicio problemă, noroc că sunt legumele de la Mega foarte proaspete și arată foarte bine, dragilor, ia să vedem. Ia, ce zemoase și suculente sunt, uai de mine, arată super bine, ce să mai, mă las de contact, mă fac de toată rasa. Important este, dragilor, că fac mâncare la copii și desert pe lângă mâncare. Sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi. Scrieți în comentarii cum faceți voi salamul de biscuiți, da? Și nu uitați, dragilor, la Mega găsiți produse de calitate la prețuri foarte bune pentru că primează calitatea. Așa că cine știe, poate ne vedem pe aici, la Mega, prin Pipera. Vă pup și vă iubesc, dați subscribe, follow pe TikTok, follow pe Instagram, follow pe butonul Facebook și vă pup, ne vedem la următorul vlog. Vă iubesc, pa! Eluța, i-ai adus pe noi pijamale la masă? Ce le dăm? Le dăm legume la cuptor! Toți legumele la cuptor în această seară, dar piesa de rezistență este acest salam de biscuiți. Noi și noi, da! Să zic la copilării mele! Dar nu e bine. Aulă, de ce? Păi are bolul de aer și uite cum arată. Cum să-l rulăm mult mai bine, deci să fie rotund, compact. Compact, compact. Cum îl rulăm să fie mai compact? Ia așa. Deci, de fapt, eu am crezut că am făcut niște cârnați mai mari. De fapt, este foarte mic. De fapt, nu este atât de mare cum credeam. Mă gândeam, mama, mi-a ajunge salamul ăsta 5 zile. De fapt, ăsta-l mănânc mâine, păi mâine, nu păi mâine. Mai dau la vecini? Dragilor, acum ne luăm la revedere! La revedere! Bye. Bye. Bye.